mulțumesc, Caius Obiada, sunt fondatorul misiunii Vax Day și în urmă cu 12 ani am lansat publicația de apologetică Vax Day. În 12 ani am avut binecuvântarea să avem mulți tovarăși de drum, mulți oameni care au fost chemați de Dumnezeu să se asocieze cu noi în această lucrare pe care am făcut-o prin intermediul internetului, o lume virtuală în care ne-am întâlnit cu mulți din multe denominații creștine românești și din multe părți ale lumii. În dimineața aceasta vom încerca să luăm legătura cu Nelu Ciobota, care lucrează la Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Probabil că este în studio deja această oră. La noi este ora, în New York este la ora 1 dimineața, în Timișoara este ora 8. Sperăm ca internetul să nu ne creeze probleme și să putem lua legătură cu Nelu în Timișoara prin intermediul la Skype. Să vedem ce putem face și să vedem ce putem vorbi cu el. Audienței, în sfârșit am legătură cu Nelu după câteva probleme tehnice cu camerele, care credeam că merg, ele nu mergeau, dar în sfârșit am dat la capăt de situația în care ne aflăm. Nelule, bună dimineața și îți mulțumesc pentru faptul că ne acordezi acest timp. La noi este 1:20, deja la tine este ora 8:20, bănuiesc că ești deja la studio. Spune puțin despre tine și despre lucrarea pe care o faci în Timișoara la Radio Vocea Evangheliei. Lucrez de aproape 20 de ani la Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Chemarea mea a fost mass media. Mi-am amintesc când eram mic și umblam din casă citind Biblia cu voce tare. N-am știut pe vremea aceea, era pe vremea comunismului, eram mic, n-am știut, dar întotdeauna am simțit lucrul acesta și Dumnezeu m-a chemat în lucrarea aceasta. Aproape 20 de ani. Wow! Nelu, ți-aduce aminte cum ne-am întâlnit prin internet? Ți-aduce aminte de începuturile noastre de colaborare? Da, cred foarte vag. Când tu ai început să creionezi ideile și să le pui împreună, nu mai știu dacă îți dădeam șanse prea mari, pentru că erau multe încercări, dar uite, slavă Domnului că deja au trecut mulți ani și ai continuat și cu succes, cu ajutorul Domnului. La început au fost, dacă ți-aduci aminte cel puțin, acum 12, 13, 15 ani, au fost puține site-uri la început, după aia au început să apară una câte una, dar au și dispărut. Din punctul tău de vedere, care este o rețetă, nu a succesului, că nu sună bine a succesului, dar care este o rețetă ca să rămâi consecvent și să rămâi un punct important pentru audiența noastră? Chemarea. Dacă ai chemare de la Dumnezeu, rămâi consecvent și mergi cale lungă. 70 de ani, cum te cheamă Domnul. Dacă nu ai chemare, dispari încet, încet. Care? Prima condiție este să ai chemare de la Dumnezeu pentru lucrarea respectivă. Care sunt greutățile pe care tu le vezi în ce privește aceste site-uri? Sunt foarte multe. Dacă ți-o aminte, la început erau site-uri, după aia s-au transformat puțin, mulți au început să scoată bloguri, erau forumurile, dacă ți-aduci aminte, în care fiecare încerca să spune opinia, forumurile au dispărut, acum suntem la blogurile au mai dispărut, unii au început să n-au mai scris, s-au cam plictisit probabil de ele, acum suntem la Facebook. Deci este o evoluție a lucrurilor. Unde vezi tu importanța și unde crezi tu că noi ca credincioși am putea să fim mai atenți și să fim mai consecvenți în această lume virtuală? Cred că în toate domeniile, tot ce înseamnă lume virtuală, și pe bloguri, și pe site-uri, și pe Facebook, oriunde se poate vesti Evanghelia, este important să fim. Unii au chemare pentru bloguri, alții pentru, dar cum zici tu, blogurile deja tind să devină o tehnică, așa cam cum este magnetofonul. Pentru cei care știu magnetofon, o chestie cam apusă. Pe Facebook, oriunde se poate vesti Evanghelia, trebuie să fim acolo.
Ai avut probleme să fii virusat, să pierzi computerul în perioada asta? Nu necesar legat de noi, dar pentru tine, pentru că lucrezi în media. Nu, cu asta nu am avut. Eu am lucrat la început în... de fapt lucrez în media de peste 22 de ani. Inițial am lucrat cu revista Lydia, o revistă pentru femei din Germania, care a apărut și în România și apare și în România. Și la un moment dat, era prin anul 1993, când un coleg din redacția revistei Lydia din Timișoara a venit cu o dischetă, care era un virus atunci, Jos Iliescu. A introdus discheta respectivă în calculator și mi-a virusat calculatorul. Ei, de atunci, deja sunt 22 de ani, sunt foarte atent cu datele, să aveți cel puțin în 2-3 locuri datele importante. Am rămas... Este adevărat. Este foarte adevărat. Este un sfat foarte bun, mai ales celor care sunt implicați în media și în lumea virtuală, să-și păstreze datele în 2-3 locuri. Care este viitorul nostru? Cel puțin în lumea virtuală, pentru că noi suntem pe internet față de tine care ești în radio, dificultățile sunt altele, dar cel puțin pentru noi care suntem pe internet și tot ceea ce facem este în lumea virtuală, care crezi că este viitorul? Este vreun viitor sau crezi că o să fie din nou o schimbare la care ar trebui să ne adaptăm? Interesant oare ce urmează după Facebook. Ce urmează după mediile de rețelele de socializare. Dar indiferent ce ar urma, cum zici tu, cred că trebuie să ne adaptăm și să ducem Evanghelia Domnului Iisus Hristos oriunde și prin orice mijloace. Mi-amintesc că se spunea despre televizor că este cel rău. Se spunea pe vremuri și sunt de acord. Doar că trebuie să intrăm acolo și să ducem Evanghelia și acolo, și la televizor, și în radio, și pe internet. Oriunde există doi oameni care comunică unul cu altul, trebuie să venim și noi pe Evanghelia. Indiferent cum s-ar numi, când se numește, cum spui acum, au trecut blogurile, au trecut site-urile, site-urile mai sunt, vine Facebook, vine cine știe ce mai inventează. Apropo, dacă ai vreo idee bună, ai văzut cum au făcut ăștia de la Facebook și cât? 100 de miliarde de dolari și ai rezolvat problema. Viitoare idee este importantă. La ora actuală pe Facebook, de fapt e o problemă veche de tot, a fost problema asta și înainte de, nu numai de superficialitatea unora, care încearcă să dau sfaturi mari, folosesc cuvinte mari, sunt mulți care se folosesc de nume false și vin cu tot felul de falsități. Ce părere ai despre comportamentul unui credincios în lumea virtuală? Crezi că este ok ca să vină cu o falsitate, să-și dea un nume de site, un nume de prezentare, să se prezinte astfel în această lume virtuală? Ți se pare că este ok să fie există o falsitate când de fapt noi ar trebui să fim o lumină? Dacă își păstrează doar, eu știu, indicativ anonim, mi se pare ok. Dacă își pune un alt nume, deja e o problemă. Și asta este o parte gravă, dar partea cea mai gravă este că chiar și credincioșii, din păcate, în mediul virtual, unii întâi devin animale. Și cu scuzele de rigoare, cu ghilimele. Nu poți să vorbești într-un hal, fără de hal, doar pentru că ți-ai dat un alt nume sau un alt ID și te gândești că nu te vede nimeni. Și atunci, Biblia spune, din inimă vin gândurile rele. Deci problema este în inimă. Deci nu poți să fii un om cu un limbaj extrem de vulgar. Și sunt și printre evanghelici oameni cu un limbaj extrem de vulgare, dar doamneala mea este că sunt lupi în piele de oaie. Nu sunt oamenii lui Dumnezeu, ci doar problema este invers. Ei și-au dat în mod fals numele de creștini, dar nu sunt. Schimbând puțin subiectul, mergând pe linia bisericilor noastre și al oportunităților pe care internetul le deschide, cât de important ți se pare ca o biserică să fie
implicată mai mult în acest mod de lansare informărilor prin internet. Ți se pare un lucru bun? Ți se pare un viitor? Ți se pare că multe biserici nu sunt? Care este părerea ta în această direcție? Absolut esențial. Știu biserici foarte importante care nu au site pe internet doar pentru că la noi nu se predică totdeauna doar pentru cei din afară, ci și pentru cei dinăuntru, și atunci nu este bine să audă cei de afară ce predicăm pentru cei dinăuntru. Deci mi se pare o lipsă de viziune, o lipsă de înțelepciune incredibilă. Și am un exemplu din Timișoara, Biserica Pentecostală Poarta Cerului din Timișoara. Sunt foarte activi, au o echipă de tineri foarte activ pe internet. Cred că într-un an de zile, cu vreo 700-800 de posturi, de postări, au atins peste 2,5 milioane de vizualizări. Deci, este o cifră importantă, pentru că, dincolo de cantitate, este vorba și de calitate. Dar trebuie să fie acolo. Nu pot să zic că internetul este doar pornografie sau internetul este doar dark web, deci partea internetului, doar trafic de animal, de oameni, de organe, de arme, de nu știu ce. Da, sunt toate acestea. Dar este nevoie să duci Evanghelia chiar și acolo. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, era o lume plină de păcat. Dacă el a zis, eu nu mă duc să mă murdăresc cu nenorociția. Nu venea niciodată. Nu. Ai pus un punct și ai spus un punct foarte important pe care îl vedem ca o deficiență într-adevăr în multe biserici. Sunt un lucru care mă bucură foarte mult, sunt referitor la comunitatea de Timișoara. Comunitatea de Timișoara, la ora actuală, din ceea ce știu eu și din ceea ce văd, este cea mai activă în media, în lumea virtuală, cu articole foarte bune și cu un... numai care au ajuns să aibă o deschidere mare. Suntem mai mulți media care probabil că ajutăm comunitatea Timișoara sau site-ul comunității de Timișoara să fie văzut, dar ei sunt foarte activi și prietenul meu Sami Tuțac, fratele Ionel Tuțac, sunt foarte activi în lumea virtuală și mă bucură foarte mult că acești oameni ajută lucrul acesta, la fel cum și Marius Crucerul din Oradea prin blogul lui o face de mai mulți ani. Sunt însă, cum ai spus, păstori care sunt mai rezistenți și găsesc o problemă în faptul de a lansa aceste programe de evangelizare. Care crezi că programele, chiar dacă nu de evangelizare, programele de botez, programele de copii, de binecuvântare a copiilor, nu crezi că ar fi o mărturie lumii să ne introducem, cel puțin în România, unde 98% sau, mă rog, peste 95% sunt ortodoxi, nu crezi că ar fi, este un lucru și o oportunitate extraordinară de a cunoaște cine sunt evanghelicii, indiferent dacă e frații pericostali sau baptiști? Da, absolut. Deci toate actele de cult, nu este nimic rușinos sau de ascuns. Orice act de cult din biserică, orice predică, din moment ce se adresează comunității de credincioși, poate fi făcută publică. Chiar dacă în unele predici, eu știu, sunt predici de îndreptare, de altele de încurajare, altele de corectare, dar nu este nicio problemă și Apostolul Pavel a scris scrisori cu diferite subiecte și nu s-a rușinat să le publice. În unele este foarte... De exemplu, Corinteni atacă niște probleme foarte grave. Și atunci, dacă Apostolul Pavel s-ar fi rușinat să le publice, n-am fi avut niciodată epistole către Corinteni. Deci, este important orice problemă se... Pentru că nici cei din biserică, din bisericile evanghelice, nici cei de afară, nu este îngust la minte. Fiecare știm că, da, sunt probleme. Dar atunci când vezi că aceste probleme sunt abordate cu decență, cu pocăință, cu smerenie. Da, am ajuns în aceste probleme. Ce facem să trecem peste ele? Aici este frumusețea. Nu faptul că spune Domnul Slucovor și noi suntem biserica puncte-puncte și suntem de neatinși și până la urmă ne strângem doar noi fanfara și zidurile goale. Schimbând puțin subiectul din nou, ai scris și ai documentat multe mărturii
și le-ai tipărit prin cărțile Vieți Transformate. Mai nu știu câte volume, la câte volume ai ajuns, știu că dai, ești foarte generos în această direcție, ai dat și dai foarte multe cărți fraților și celor care vor să citească. Câte volume sunt până acum? Sunt 3 volume de Vieți Transformate și am spus dacă cineva nu se pocăiește din 3 volume, n-are rost să mai scrii 30, că nu. Da. Deci 3 volume de Vieți Transformate și încă 7 alte titluri de la toată emisiunea de la Radio Vocea Evangheliei, de 10 cărți în total, despre avort, despre pornografie, despre... aș putea să le iau dacă mă aștept să, puțin, nu am fost pregătit, aș putea să le iau, să ți le arăt aici la cameră fiecare titlu și să spun puțin istoria recentă a lor. Sigur că da, nicio problemă. O secundă. Așa, am luat cărțile, deci sunt Vieți Transformate, volumul 1. Foarte frumos. Asta e cea mai veche, în 2005. Și istoria, cum a început de tipărirea acestor cărți, care sunt emisiuni de radio, de fapt, de la Vocea Evangheliei. De exemplu, volumul 1 a început pe banii unui mort. Un prieten de-al meu din Timișoara s-a întâlnit pe un aeroport în Canada cu un american, prieten de-al lui, care îi spunea: uite, tatăl meu a murit și în memoria lui vreau să dau $500 pentru o lucrare, ceva lucrare pentru Domnul. Dacă știu undeva ceva, și el zice: mă, nu știu, dar de bani încoace. A luat bani și avea la el și când a venit, zice: mă, uite, am primit $500 pentru lucrare pentru Domnul, era în anul 2005. Și zic: de câțiva ani mi-am dorit să tipăresc mărturile de la Vieți Transformate. Deci uite aici banii. Eram chiar în Piața Operei la un spectacol, a scos banii și mi-a dat. Bine, a costat $800 primul titlu. Dar de atunci au trecut ani. A urmat volumul 2 din Vieți Transformate. Toate sunt mărturii cu persoane, cu mărturile lor personale, cu imagini. După aceea volumul 3. Acesta este volumul 3 și au urmat, de exemplu, aceasta este Ce s-a întâmplat de fapt de Paști. Este un documentar, singurul documentar preluat vreodată de BBC în toată istoria lor, în limba română, preluat de un alt post de radio. L-au preluat în anul 2003 și l-au difuzat de Paști. A fost foarte interesant. Ei atunci, BBC-ul, erau retransmiși de peste 80% din stațiile de radio laice din România și Republica Moldova. Da, da. Deci s-a putut auzi Evanghelia clară a Domnului Iisus Hristos oriunde, în aeroporturi, în restaurante, în discoteci, oriunde mergea un post de radio local care retransmitea buletinele BBC-ului, au inclus acest documentar acolo. Apoi, Singurătatea, o viață pustie, o problemă a lumii moderne, singurătatea, homeopatie, acupunctură, bioenergie, ocultism sub formă de știință, o altă carte, pornografia și dependența de internet. Aici iar este o istorie interesantă. Am avut, dar vă zic mai întâi despre proiect și după aceea, încă o carte, Depresia, durerea sufletului, unde se poate găsi eliberare și pace. Alcoolismul, Există totuși speranță. Și toate sunt documentare de radio, transcrise. Și ultima, Ce nume ai dat copilului tău nenăscut, este un documentar despre avort care a câștigat premiul ONU pentru jurnalism în anul 2005. Premiul United Nations. Mi-aduc aminte asta. Deci cartea asta despre pornografie, vreau să vă spun, am avut un proiect, am avut două proiecte foarte pe scurt în anul 2012. Am avut un proiect în care am trimis în toate satele din România. În România sunt 13.000 de așezări omenești, dintre care vreo 2.000 de orașe mai mari, așa. În fine, vreo 3.000 de așezări au prezență evanghelică acolo. Un baptist, un pentecostal, un creștin pe Evanghelie, oastea Domnului ceva. 10.000 dintre cele 13.000 de așezări omenești din România nu au niciun fel de prezență evanghelică, doar ortodoxi, catolici și musulmani în Dobrogea. Conform recensămintelor și opute de guvern. Deci, da, da, da. Așa. Și atunci am trimis în cele 10.000 de sate, care n-aveau niciun fel de prezență evanghelică, am trimis pe adresa primăriei sau a consilierului local, că nu toate satele au primar, trebuie mai mici.
și a trimis câte un Nicolet Evanghelistic, cu vreo două cărți din astea, cu un Nou Testament, cu niște CD-uri, cu o scrisoare frumoasă de prezentare, dacă am mai avut și materiale de copii de la alte organizații, și a fost un lucru absolut extraordinar. În 2013 am trimis în Republica Moldova, în toate satele, în Republica Moldova sunt doar 1500 de localități, dar am primit și 1500 de școli atunci și atunci am trimis în 3000 de adrese. Iar anul trecut am început, în 2014, am început să trimitem în toate școlile din România. 24.000 de școli din România. Cu ajutorul Domnului am încheiat proiectul acesta, mai avem doar vreo 8.000 și ceva de euro datorie, a fost foarte scump proiectul, dar de trimis le-am trimis toate, mai avem datorie doar la tipografie. Dar, de exemplu, cartea asta de pornografie și dependență de internet despre care vă spuneam, cineva din județul Tulcea, o directoare de acolo, de la o școală, ne-a mai solicitat încă 40 de bucăți, directoarea nu era evanghelică, și ne-a mai solicitat încă 40 de bucăți care să le dea premiul la clasa 8-a. Deci, în mod sincer, oamenii chiar nu mai știu ce să mai facă și nu au niciun fel de soluție, de ajutor, își dau seama de faptul că foarte mulți copii sunt dependenți de pornografia pe internet și nu știu ce soluție să le dea. Deci, Dumnezeu folosește toate căile posibile, existente, doar să ne punem la dispoziția Lui. Mihaela, un lucru care m-a impresionat, nu știu dacă audiența a observat, când ai arătat cărțile, mi se pare că n-am văzut pe cărțile astea numele tău. Și pe coperțile am văzut vocea Evangheliei, dar nu am văzut numele tău și asta spune foarte mult despre tine. Și n-am văzut, în mod sincer vreau să fiu acum, să fac puțin pe smeritul. N-am vrut să pun numele deloc pe cărți, doar editura, în momentul când le-a înregistrat la Biblioteca Națională și a luat număr de înregistrare ISPN, cum este în România, mi-a spus, doamne, cineva trebuie să le scrie, nu poți să nu le scrii. Și atunci am pus doar în interior, pe prima pagină. Pentru că trebuiau înregistrate, la bibliotecă așa se înregistrează. Cum se numește și cine autor. Cine autor. Și editura. Spune cum a lucrat Dumnezeu la vocea Evangheliei. Pentru că mi-aduc aminte când s-a început, nu era chiar așa. Mi-aduc aminte când am fost în 2009, am fost la tine, la stație și erați într-un apartament. Și acum sunteți un apartament, dar parcă tot așa mic, posibilitățile nu erau chiar așa și acum spune-ne lucrarea, pentru că eu știu, dar spune audienței binecuvântările lui Dumnezeu față de vocea Evangheliei. Așa, în glumă, mici, dar răi. Da, a început vocea Evangheliei, de fapt, a fost inițiată de fratele Iosif Zon. Deci dânsul a avut ideea la început, prin anii 90, imediat după Revoluție. Da. Și Timișoara a fost a șasea stație Vocea Evangheliei deschisă. Am primit doar două ore la început, așa era pe vremea aceea, mă rog, nici politicienii creștini care au ajuns în Parlament și care trebuia să facă lobby pentru aceste lucrări nu au prea mișcat niciun deget. În fine, am rămas tot cu două ore din 1996, în 1995 am început să emitem, de Crăciunul anului 1995 și oficial din 1996, până în 2012 am emis doar două ore. În 2012 Dumnezeu a făcut o minune, când nimeni nu se mai aștepta, a făcut o minune și am primit 22 de ore. Au rămas două ore un alt post de radio, deci din 2012 emitem 22 de ore. Într-adevăr, suntem într-un apartament la etajul 4, un apartament de 3 camere, nu ne mai încape, ne dorim să ne mutăm la o casă, la o vilă, la un alt sediu, dar deocamdată doar ne rugăm și facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Chiar vorbeam cu colegii zilele trecute, cu sora Cristina Olariu, care este directoarea noastră, și spuneam, avem de ales să investim în pietre și în smoală sau în lărgirea Evangheliei. Pentru că am întâlnit, de exemplu, da, fiind cu proiectele acestea care costă foarte mult, de exemplu, proiectul cu școlile a costat peste 130.000 de euro.
enorm de mult, enorm, probabil și pentru voi în America și pentru noi aici, este sumă uriașă. Da, mai avem doar vreo 8.000 și ceva de plată în momentul acesta, dar am întâlnit pe cineva și spuneam, nu vrei să participi și tu la proiectul cu școlile? A, nu, eu construiesc o biserică într-un sat undeva, sunt credincioși, nu sunt credincioși, dar mai trebuie, nu poți să pui căruța înaintea boilor, deci mai trebuie să vină credincioși și își vor construi biserică. Este bine să le construiești, dar să fie măcar unul, doi, nu e nicio problemă. În fine, noi ne-am orientat nu spre pietre și zmoală, ci spre răspândirea Evangheliei. Slavă ne-a Domnului! Ne-a ajutat Domnul să deschidem o stație și la Moldova Nouă, cea de-a 10-a stație din rețeaua Vocii Evangheliei, deci Vocea Evangheliei Timișoara, cu ajutorul Domnului am deschis, am preluat o frecvență de la Moldova Nouă, unui post de radio și am transformat în Vocea Evangheliei. Inițial am vrut să facem Vocea Evangheliei, dar nu ni s-a dat voie, ni s-a spus nu, este nevoie de Vocea Evangheliei acolo în zonă și atunci am pus numele Nouă FM. Uh-huh. Unii zic de la Moldova Nouă, noi zicem de la Viață Nouă în Hristos. Slavă Domnului! Da. Și emite destul de bine la sud de Dunăre, spre Sârb. Chiar am fost de 1 mai, am fost o echipă de vreo 40 de oameni la sud de Dunăre, în satele sârbești. Ne-am propus doar în vreo 11 localități să mergem, dar până la urmă au ajuns în vreo 19, aproape 20, 18 localități. Am dat din poartă în poartă cât un pliant, cu pe o parte are un verset în limba română și frecvența de acolo și pe cealaltă parte are un verset în limba sârbă și frecvența de acolo. Identic, pe o parte în română, pe o parte în sârbă. Și am mers din poartă în poartă. Dar pentru că vorbim și eu și tu, avem povara aceasta din partea Domnului de a duce Evanghelia, un eveniment foarte interesant, o întâmplare interesantă acolo într-un sat sârbesc, la sud de Dunăre. Mergeam din poartă în poartă și am ajuns la un moment dat, am ajuns la marginea satului, undeva pe un deal, era o vilă, deci stau destul de bine sârbit. Și era o vilă fără gard, nu era încă terminată, era ultima din sat. Da, și m-am dus acolo, dar avea doar fundația la gard și la poartă, dar nu mi-am permis să intru pe terenul omului, ci am pus un pliant. Stai să-ți arăt și pliantul cum arată. Sigur, sigur. Stai, aici. Sigur. Deci așa arată pliantul în limba sârbă, 106.6 FM și un verset în limba sârbă și pe dos exact același lucru cu un verset în limba română. Foarte frumos. Am pus un pliant din ăsta acolo, l-am pus pe la marginea proprietății omului și a venit un cățeluș de la vecina, l-a luat în gură și a pus să-l ducă la vecina. Uite, un cățel evanghelist. M-am bucurat. Totul folosește incredibil. Deci l-a furat de la vila unde l-am pus și l-a putut cu el la vecina. Acolo unde trebuia. L-a dus acolo unde trebuia. Da, deci Dumnezeu folosește lucrurile și situațiile mult incredibile. Dragă Nelu, eu am spus Banatul e fruntea țării și lucrările din Banat au luat amploare și, și lucrarea are un avânt mod deosebit și este bine cunoscută mult datorită faptului că sunt oameni ca și tine, ca mine, care încercăm să facem lucrul acesta, să aducem mărturia și să facem cunoscut ceea ce se face în Banat. Radio Vocea Evanghelia, acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, nu știu la câte ediție, dar cel puțin de Crăciun aveți acel concert, dacă nu mă înșel, Deschideți Inima se numește, nu? Mare. În fiecare an are diferit nume, dar aveți acest proiect mare și deja la ultimul concert au fost sute de oameni care n-au avut loc și a trebuit să plece acasă. Ce ne poți spune de acest eveniment și de importanța pe care o are în Timișoara? Da, organizăm acest concert la Sala Filarmonicii din Timișoara de Crăciun și, într-adevăr, anul trecut de Crăciun aproximativ 200 de oameni n-au mai avut loc în sală, cu toate că sala era supraplină. Sincer, mi era teamă că se rup balcoanele. Deci era incredibil. Deci oamenii
chiar îl caută pe Domnul. Slavă Domnului! Chiar am încercat să facem cu toată smerenia, să facem ceva cu smerenie, dar cu excelență pentru Domnul. Nu înseamnă că dacă facem pentru Domnul, trebuie să facem ceva foarte boring, foarte plictisitor și așa. Nu, poți să ai bucurie când vestești Evanghelia și trebuie să o vestești cu bucurie. Și ne propunem acum să facem, am făcut anul acesta de Flori, înainte de Flori, am făcut un mega concert la Sala Olimpia din Timișoara. Sala Olimpia, sala sporturilor din Timișoara a fost supraplină. Pe terenul de joacă, de jos, am pus, cred că, vreo 400 de scaune. Deci pe terenul de sport, de jos. Plus tribunele, totul a fost supraplin. Și am făcut într-un alt stil. Am făcut în stil de radio. Deci nu a fost și muzică, dar a fost și interviuri. Interviuri, nu predică. Da. Au fost interviuri, oamenii au venit pe scenă, au stat exact într-o emisiune de radio. 7 minute, eu mi-am gândit că aveam vreo 7 minute la dispoziție și am făcut la vreo 12 și deja mi-a teamă de colegii mei. Am depășit timp. Am făcut cu fratele Octavian Luncan din Deva un interviu foarte pe scurt, are o istorie incredibilă. Dânsul a fost capitan în armată și era în fanfară, deci cântăreț. Da. Și dirijorul fanfarei militare. Și la un moment dat și-a făcut o trupă, trupa Song, și cântau, spunea dânsul, cântau la nunți în zona Hațegului, Bunedoara, pe acolo. Spunea la o nuntă, câștigam salariul meu pe 3 luni. De capitan în armată. Da. Foarte interesant. Și la un moment dat veneau de la Petroșani spre Hațeg, au fost la o nuntă, s-au oprit cu o ladă de bere pe marginea drumului, s-au pus jos cu ceilalți membri din trupă să bea o bere și să împartă banii și el aude o voce, indică deci treci dincolo. Aia, brusc, se ridică, traversează șoseaua, intră dincolo și se împiedică de ceva și cade și începe să înjure. Era un fân cosit. Ce era pe acolo era o cruce mică. Un accident de circulație a fost când m-am de circulație și oamenii pun cruci în locul unde a fost accidentul. Da, omul se împiedică, începe să înjure și se întoarce, se uită la cruce și pe cruce scria Octavian Luncan. Wow! Născut în data de exact, deci exact numele lui. Da. Exact data de naștere a lui și data morții, celui care a murit acolo într-un accident în circulație. Da. Foarte așa. Mm-hmm. Și a fost pentru el o întâlnire incredibilă. S-a întors la Domnul, evident. Na, revenind la concert, eu pe el l-am avut invitat la acest concert, dar a fost și un mesaj, de exemplu, a pastorului Florinianoviș din București, dar tot așa în stil interviu. Deci nu în stil de așa predică clasică. Și au venit oameni la sfârșit care au spus vreau să-mi predau viața Domnului. Pentru că Evanghelia este aceeași. Depinde, nu contează așa mult cum o vestești, cât contează inima. Și dacă intri pe frecvența Duhului Sfânt, intri pe frecvența lui Dumnezeu, poți să vestești Evanghelia și într-o cântare, și într-o poezie, și într-un interviu, și într-o predică, și în ce vrei. Duhul Sfânt atinge inima. Dar apropo de muzică, deci eu fiind de 20 de ani în radio, muzica este o problemă eternă, așa foarte pe scurt, cel puțin ce spune cartea, este că fiecăruia dintre noi ne place muzica pe care o ascultam la 18 ani. Aceea este muzica adevărată, pe care eu o ascultam la 18 ani. Și fiecare rămâne anchilozat acolo. Aveam un prieten care asculta o muzică populară așa, de prin anii 60-70, mai în vârstă. Și l-am întrebat, pensionar, l-am întrebat, de ce ascultați muzică de genul acesta? Și mi-a spus, păi, tata era milițian la noi la Brăila, și aveam un magnetofon și din magnetofonul ăla în casă în continuu urla muzică din asta. Eu cu asta am rămas formatat și amprentat.
Dar din păcate se întâmplă aceeași, aș putea spune, nenorocire în biserici. Pentru că oamenii care răspund de muzică se preferă să rămână anchilozați în muzica pe care ei o gustau când aveau 18 ani. Mm-hmm. Fie că era fanfară, fie că era orchestră, fie că era cor, fie că era orice, nu contează cum se numește. Eu am văzut personal, am văzut o fanfară într-un sat aici lângă Timișoara, la Ocupin, la o biserică penticostală. Incredibil. Deci pur și simplu te puteai închina pe muzică de fanfară și mai puțin te aștept să te închini pe muzică de fanfară. Dar era incredibil. Deci părerea mea este că indiferent ce muzică ar fi, dacă se cântă cu smerenie, am avut de exemplu la Vocea Evangheliei un CD cu un cor foarte renumit pe vremuri și nici nu ne-a dat voie decât să-l dăm doar vreo 6 luni și cu toate că nu avem dreptul să dăm orice, noi plătim taxă la statul român. Bineînțeles. Nu avem nevoie de niciun contract cu un cântăreț individual. Așa da, da. În România. Stat, noi plătim taxă la statul român și difuzăm ce vrem. În fine, dar acel cor era super din punct de vedere tehnic, dar te îngheța. Deci nu transmitea viață deloc. Mm-hmm. Nu știu. Ei ne-au dat voie doar 6 luni. Noi cred că l-am dat o singură dată. Chiar nu contează dacă te numești cor, fanfară, orchestră, trupă de închinare. Nu contează inima. Inima. Dar multe biserici rămân, cum spuneam, rămân doar cei care răspund de program cu zidurile și cu o mică formație de o culoare. Că e un cor, că e o fanfară, că e o culoare sau de alta, dar băncile pustii. Pentru că rămâi anchilozat în ce credeai tu că e bine la 18 ani. Restul e rău. Și mă gândesc la un exemplu. Dacă ar fi să ducem o fanfară sau un cor într-o biserică ortodoxă sau catolică, păi dar ne-ar da afară imediat, nu? Da, da. De ce? Ei sunt anchilozați în anii 1000 și atât, noi suntem anchilozați în anii 1900 și atât. Și chiar nu contează asta, contează inima înaintea lui Dumnezeu. La fel, noi dăm afară din bisericile noastre pe cei care vin, așa cum spuneai tu, cu un alt stil de muzică. Nu, eu cred, fiul meu cel mare cântă la chitară și cântă și are inimă și cântă cu devotat Domnului și și-a făcut o trupă și stă și cântă anul trecut, cu toate că avea examen pentru liceu, în fiecare sâmbătă mergea și stătea 4, 5, 6 ore la biserică, într-o cameră jos, făcea repetiții cu trupa lui. Da, da, da. Aveau și chitări, aveau și tobe, aveau și org, aveau și pian, aveau de toate. M-am bucurat, am spus, decât să mă bată la cap că merge la mall sau la cinema da, da, da. Cu colegii, mai bine să cânte în casa Domnului și să stea de vorbă cu copiii pocăiți. Mm-hmm. Dumnezeu face lucruri minunate. Timpul fuge și cred că ar trebui să mai stăm de vorbă în câteva volume, așa cum a fost și, cum este și cartea Vieți Transformate. În încheiere, Nelu, ce poți să spui, o încurajare sau un lucru care oamenii pot, nu numai din Timișoara, de peste tot, din America, pentru că deschiderea este mare în zilele noastre, ce ar putea face să ajute lucrarea Radio Vocea Evangheliei? Pentru mine Radio Vocea Evangheliei are un loc aparte în inima mea și în misiune, pentru că colaborăm de atâția ani și am ajuns să țin un ochi și să te văd în lucrările și pe care le faci. Și probleme pe care le ai. Ce ai putea transmite, cum ar putea cineva să ajute Radio Vocea Evangheliei în mod eficient? Acum știi cum, unii li se pare că o să le cerem nu știu câți bani și motoul meu și ceea ce am spus tuturor, mai bine dai $5 decât să dai nimica. Și nu te doare nimica. Și acum tu știi că românii sunt cam fuduri, zice, păi cu $5 mă fac de râs. Dar cu $5 se fac mult, pentru că când sunt așa de mulți, se pot face o lucrare minunată. Care este mesajul tău sau cum ar putea cineva să se implice ca biserică, ca persoană în lucrarea pe care se face prin Radio Vocea Evangheliei? Mai întâi aș începe, am crezut că mă întreb de încurajare. Încurajarea este, vine Domnul Iisus Hristos, așteptați-l, vine! Amin, sigur, amin! Vine să ne răpească pe norii cerului. De-abia aștept! Când vedeți toate aceste lucruri întâmplându-se, zice, ridicați-vă capetele. Așa este, așa este. Izbăvirea voastră este aproape. Amin. Să ne ridicăm capetele spre cer, pentru că Domnul vine. Iar cum ar putea sprijini Vocea Evangheliei Timișoara? Eram odată într-o biserică în Timișoara, noi mergem să prezentăm lucrarea în bisericile din Timișoara și să strângem și fonduri.
frățietarele acolo se aștepta să răspundă despre problemele financiare. Și le-am spus, nu vreau să dați niciun ban. Nu, sincer, nu e un trick, nu e o șmecherie, nu vreau să dați niciun ban. Vreau cei care nu dau niciun ban, timp de o lună de zile, cel puțin 30 de secunde pe zi, să se roage pentru Vocea Evangheliei. Cei care nu vreți să faceți asta, dați bani. Dar eu prefer să nu dați niciun ban și să vă rugați timp de o lună de zile, cel puțin jumătate de minut pe zi. Deci încurajarea și pentru cei care ne privesc acum este aceeași. Nu avem mari nevoie de bani. Deci cum v-am spus la proiectul cu școlile, vrem un nou sediu, vrem... și am uitat să spun, Caius, bine că mi-am amintit. Ne-a ajutat Domnul, fac o paranteză acum, ne-a ajutat Domnul să participăm, să punem și noi umărul la deschiderea unui post de radio în Viena, în Austria, Radio Alelon. Wow. Radio Alelon a început să emită inițial și e foarte interesant că se unesc bisericile din diaspora. Știi cum e? În diaspora sunt veniți și de la Bicov, și de la Bragadiru, și de la Satul Mare, și de la Brașov, și de la București, de la Timișoara. Și fiecare se consideră sfânt în felul lui. Da. Și e complicat pe cei din diaspora să tragi concluzia care e mai sfânt. Uite că se poate întâmpla să se unească, slavă Domnului. Și s-au unit în acest proiect și au deschis mai întâi online, dar acum de două luni și ceva, au primit licență digitală peste toată Viena. Uh-huh. Deci au fost 10 licențe digitale peste Viena, două radiouri mari din Austria s-au certat între ele, nu s-au înțeles ceva, și a intrat Radio Alelon, un radio de evanghelii, de români. Da. În condițiile în care în Austria, în ultimii 30 de ani, pocăiții austrieci au cerut de 50 de ori licență de radio și au fost refuzați. Wow! Deci, omul face minuni. Wow! De români. Bine, ei vor emite și emisiuni și în limba germană. I-am încurajat să emită și în limba sârbă și poloneză, pentru că principalele comunități în Viena sunt, pe lângă germani, sunt români, sârbii, polonezii, românii, turcii și în turcă. Și astfel că emit digital, deci oriunde în mașină, în bucătărie, oriunde poți să asculti, ai nevoie doar de un radio digital, dar toate mașinile construite după anul 2007 au și radio digital. Extraordinar! Da, deci este ceva extraordinar și am zis, la fel la Paris, ne-au chemat frații din Paris, a început acolo Radio Eben Ezer, tot pe internet deocamdată, ne dorim să treacă și pe FM, deci chiar cred că Dumnezeu face minuni. Și revenind la ideea ta, ce este nevoie? Este nevoie de rugăciune. Nu puteai deschide un radio în Viena sau să participi la deschiderea acelui radio în Viena nici dacă aveai 5 milioane de euro, nu puteai, pentru că autoritățile nu îți deau licență. Dar Domnul a făcut și a deschis. Fără bani s-a primit licență. Și foarte interesant, acum emite digital acest radio în Viena și chiar este sprijinit de autorități. Deci autoritățile se tem deja de musulmani, de lumea islamică. Aha. Încet, încet Europa, mult prea încet, se trezește și își dă seama de toate prostiile și toate greșelile pe care le-a făcut Europa datorită gândirii, datorită acestui darwinism social. Uh-huh. Își dau seama și, apropo, acum probabil voi nu prea simțiți, nu prea știți, dar suntem atacați de refugiați islamici. Pur și simplu oamenii trec granițele. Au venit în Macedonia, poliția n-a putut să se oprească, au trecut în Serbia, din Serbia au trecut în Ungaria, a pus un gard de sârmă ghimpată, au ridicat gardul de sârmă ghimpată, au trecut peste ei, nimeni nu-i mai poate opri. Pentru că nu poți să tragi cu tunul în 3.000 de refugiați, în Franțe, cu femei gravide, cu... n-ai cum. Și atunci toată lumea ridică din numeri și ei merg înainte. Ținta lor este Germania. Deci, dacă vin și se așteaptă anul acesta, peste un milion de refugiați islamici, musulmani, care nu se integrează, care nu știi câți dintre ei sunt teroriști, pentru că dacă ți intră 3.000 de oameni, strec granița și fără nicio verificare, nici grăniceri, nici poliție, nici nimic, ei intră ca în brânză, în Ungaria, în Serbia, în Macedonia, trec tot înainte. Nu știi câți dintre ei sunt teroriști. În fine, cu asta se confruntă Europa acum.
Dar slavă Domnului, cum spuneam, pentru acel radio din Viena și revenim în paranteza. Dacă vreți să dați bani, cel mai mare vis al meu este să putem nu să putem cumpăra, pentru că radiourile nu se cumpără, ci să putem să putem avea noi Europa FM, de exemplu, este cel mai mare, cel mai puternic radio privat din România. Acesta este visul meu, deci ei au cea mai bună dotare tehnică și răspândire în toată România, dar nu au mesaj. Deci am ascultat, din păcate, nu, dacă nu ai mesaj de la Dumnezeu, dacă nu ai în inimă dragostea lui Hristos, mai faci câte o glumiță, mai cu perdea, mai fără perdea, mai cât din vreme afară, nimic de suflet. N-am nimic cu colegii mei, respect, sunt de la colegii mei din media, dar chiar cred că mi-ar place să, nu știu cât ar costa, să avem noi Europa FM, dar dacă cineva are pe inimă... Începem cu rugăciune, în primul rând, nu? Bun, Ala, mulțumesc! Și ultimul răspuns, tot așa m-a întrebat cineva, ce mai lipsește la Radio Vocea Evangheliei Timișoara? Lipsește o televiziune. Asta e adevărat! Este adevărat! Apropo de televiziune, voi... transmiteți online registrările și programele de la radio? Da, absolut tot. Deci www.rve-timișoara.ro Radio Vocea Evangheliei -timișoara-timișoara.ro. Am vrut să încurajez audiența să vă poată vedea live prin internet, ori și unde, mai ales acum că... Nu transmitem video, ci transmitem doar audio. Atunci trebuie să treceți la următorul pas. Înainte televizor, puneți o cameră, webcam, cum fac și multe alte stații radio, nu vă costă nimic, a? Știu. Și puteți să faceți lucrul ăsta și Dumnezeu o să lucreze. Bun, o să trebuiască să facem un alt interviu, să mai stăm de vorbă. Sunt multe lucruri pe care am putea să împărtășim. Mulțumesc foarte mult, salutări lui Cristina și echipei Radio Vocea Evangheliei. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și sperăm să găsim mai mulți voluntari în a susține rugăciune Radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Mulțumesc, Nelu, și Domnul să te binecuvinteze. La fel, Domnul să vă binecuvinteze.